Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul Constantin Crețan, liderul sindicatului Lignitul Oltenia. Bun venit la emisiunea noastră! Vă mulțumesc pentru invitație! Sunteți unul dintre cei care, să spunem așa, a spus bazele sau încercat să puneți bazele unui nou sindicat la nivelul CEO, la nivelul Complexului Energetic Oltenia, sindicat care ar putea să ajungă majoritar în perioada următoare, un deziderat al mișcării sindicale din ultimii ani. Ce ne puteți spune despre această situație ca să începem în forță? Da, deci despre acest deziderat nu putem vorbi înainte de a aminti că a fost o mișcare sindicală majoritară a lui Marin Condescu în minerii și energie. Lucru care nu a fost unul favorabil. N-a fost unul favorabil și știți unde a ajuns liderii de sindicat și până la urmă luxul și ceea ce a făcut liderii de sindicat de a ajuns la niște salarii astronomice, afaceri prin minerii și așa mai departe, e bine cunoscută treaba ce făceau liderii de sindicat înainte de a se negocia un nou contract colectiv de muncă. Dar vreau să vă spun că am făcut acest lucru și încercăm nu să facem majorități, încercăm să fie solidaritate și unitate în sensul că este un război fraticid între sindicate de vreo 2 ani de zile, 2-3 ani de zile. Acest război fraticid, eu cel puțin am fost primul artizan al acestui război fraticid pentru a se face curățenie în mișcarea sindicală, pentru că liderul de sindicat din minerit, nu mai vorbesc, liderul de sindicat din România, și-a pierdut noțiunea de lider și a devenit până la urmă niște mici baroni sindicali care nu mai reprezentau oamenii și mulți din mișcarea sindicală trebuie să părăsească acest teatru din mișcarea sindicală. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră în mare parte, dar în momentul de față, multe sindicate din CEO, de la diverse mine, sunt conduse de aceiași oameni care erau conduse și acum, să zicem, 3, 4, 5 ani când era acel sindicat mare. Nu, s-au schimbat multe, sau multe transformări, sau, vedeți dumneavoastră, Marin Condescu este artizanul a câteva zeci de dosare penale. El a creat un sistem parazitar condus care e de invidiat. Deci a creat o structură sindicală, până la urmă, mafiotă de mare valoare și un sistem care i-a stat la picioare. Reține și dumneavoastră când Marin Condescu se implica inclusiv în politică, în numirea unor directori de unități, în afacerile pe care le făcea în sport, în societăți comerciale ale sindicatelor care lucrau prin minerii și energie. De data aceasta au dispărut. A dispărut Marin Condescu, a dispărut Cristian Fluierătoru. Mai sunt câțiva lideri de sindicat care mai au niște dosare penale în spate și mulți au fost schimbați în zona Motrului. Era liderul de sindicat care era și parlamentar, liderul militarul și parlamentar și șef de partid și reprezentantul minerilor de la Roșiuța, a dispărut și a venit și a fost ales Nelu Roșca, care cu vot general, deci e o chestiune de apreciat pentru că a fost ales cu vot general, s-a întâmplat schimbările de la cariera lui Poaia, în care Ureche, care a fost tot un locotenent al lui Marin Condescu, care și el a fost în sistemul acela mafiot, a dispărut și el și a fost ales Bădița. Deci s-a schimbat multe în acest sens. Mai mult decât atât, au apărut foarte multe sindicate independente, cu o altă construcție, cu lideri noi, majoritatea noi, dar în același timp, în acest război fraticid, a fost oameni care au vrut să-și salveze pielea, cu toate că nu erau altceva decât tot fost locotenența lui Marin Condescu. Aici fac referire la Ion Rușeț, care pentru mine, cel puțin, nu are ce căuta mișcarea sindicală. Da, ce vreau să spun, noi am încercat să-l contactăm și pe domnia sa, nu am reușit să o facem prin telefon, dacă dânsul dorește să intervină. Nu, eu îl invit cu mare plăcere într-o emisiune pe Ion Rușeț, dar, vedeți dumneavoastră, eu nu pot să stau la aceeași masă cu Ion Rușeț, care a fost colegul meu în mișcarea sindicală. Și peste noapte, în 2 ani de zile... În 1999, la Minerit, cred că erați pe aceleași baricade alături de Miron Cozma. Am făcut aceleași fapte, l-a trădat pe Miron Cozma, m-a trădat pe mine. Eu am ajuns la închisoare, condamnat la 5 ani de închisoare pentru evenimentele de la Costești, iar culmea, colegul meu, Ion Rușeț, ajunge ca în 2 ani de zile să fie avansat la gradul de colonel. Deci,
Gândiți-vă și dumneavoastră, sunt oameni care muncesc cu o viață. Aveți dovezi pentru aceasta? Da, vă pun la dispoziție lista lui Turcescu, în care Ion Lușescu figurează cu gradul de colonel, de la grad de soldat. Vedeți dumneavoastră, nu este corect. Acoperi sau nu, că tot e moda. Părerea mea că dacă există pe lista lui Turcescu, este... Nu este acoperit. Adică este... Nu. A făcut servicii în defavoarea mișcării sindicale, a făcut servicii în defavoarea aspectului politic. Nu este corect. În primul rând, hai să zicem că unii muncesc o viață întreagă, fac o școală militară și n-ajung la gradul lui Rușescu, care a ajuns în 2 ani de zile. De, încă o dată, dacă domnul Rușescu vrea să intervină, îl rugăm să o facă. Deci noi am încercat să-l contactăm pe dânsul pentru o emisiune, dar dânsul nu ne-a răspuns. Mergem mai departe. Am amintit dintre foștii lideri. Practic, la acest moment, nu mai avem pe Marin Condescu, nu mai avem pe... Bine, Ion Rușeț este mișcarea sindicală pe un alt sindicat, au dispărut o parte din acești lideri. Însă acum... N-a dispărut nici Marin Condescu. Deci eu vă spun, din punctul meu de vedere, Marin Condescu există. Încă este președinte al Federației Naționale Mine Energie. Ion Rușeț, după ce mișcarea sindicală din Federația Univers l-a exclus în urma unor sesizări ale liderului sindicat din zona Motru, care acolo a intrat în Constituția noastră. Oficial și-a dat demisia. Nu și-a dat oficial demisia, a fost forțat să-și dea demisia. Sindicatele din Motru, sindicatele mari, sindicatele la Turceni au fost cei care, și sindicatele mele care sunt mai mici, au fost cei care i-a cerut să plece din mișcarea sindicală. Tocmai pentru faptul că a încercat să facă un sindicat majoritar. Știți dumneavoastră că presa spunea sindicatul Mine Energie Oltenia. Sindicatul Mine Energie Oltenia nu s-a realizat niciodată, pentru că nu exista... până la urmă, solidaritate și să fim uniți toți. Atunci a încercat o altă variantă. A spart zona Rovinari, a făcut sindicatul Mine Energie Rovinari, Smeru, da. Cu sprijinul directorilor din anumite unități. Deci acolo a fost o intervenție clar pe față, față de lideri de sindicat, de directorii de unități. Creând această structură Smer, după mai multe plimbări prin instanță, acest Smer i-a transformat numele în Smeo. Sindicatul Mine Energie Oltenia. Vedeți dumneavoastră, eu cunosc destul de bine și cunosc mișcarea sindicală. Eu apreciez lideri de sindicat și l-am văzut. Și pe Marin Condescu l-am apreciat ca și lider de sindicat. Dar în momentul când a prins gustul banului... Și cu dânsul a spus coleg la un moment dat. Da, când a prins gustul banului s-a dezumanizat și a devenit altceva. Același lucru s-a întâmplat și aici. În sindicatul Mine Energie Oltenia nu au venit decât oameni care de-a lungul anilor au pierdut alegeri și n-au reușit să prind o funcție sindicală în sistem. Bun, avem acest proiect, un deziderat, vă spuneam după momentul Marin Condescu, deci de un ultimii 2 ani și ceva, al unui sindicat majoritar care să negocieze, se zice mai bine, pentru salariații din CEO. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă a sindicatului majoritar? Adică e mai bine cu un sindicat majoritar care să negocieze sau cu mai multe sindicate, eventual cu afilieri diferite la confederații, care să poată negocia? Din punctul meu de vedere, deci, în momentul de față doar sunt reprezentative cele 4 federații reprezentative. Un sindicat majoritar, dacă s-ar crea, ar fi necesar, dar nu în orice condiții. Eu vreau să vă spun că primul lucru care l-am făcut noi, lideri, care am făcut această mișcare pentru acel proiect de sindicat Solidaritatea, am avut în gând și am făcut și în acel acord, că l-am dat și către presă și către dumneavoastră, în care prima chestiune am vrut să facem pace, armonie și să ne înțelegem în favoarea salariaților, că până la urmă acest război trebuie să ia sfârșit, războiul fraticid din mișcarea sindicală trebuie să ia sfârșit, pentru că oamenii au de pierdut, nu noi, liderii de sindicat, și facem mai puternică administrația în fața noastră. Cel puțin la nivel de ANRE și guvern suntem inexistenți. Noi trebuia să ieșim de mult, lideri de sindicat, indiferent că era Crețan, Pârvulescu, Ailu Condescu sau oricare a fi fost, trebuia să fie în fața ANRE-ului la București. Și acolo să nu plecăm până când nu rezolvăm problema reglementării pe piața de energie, pentru că noi suntem cobaiul economiei românești și cei de la ANRE, băieții deștepți, sursele de energie regenerabilă, lucrează în defavoarea noastră și până la urmă noi plătim toate orele sparte. Deci în aceste condiții, mișcarea sindicală are nevoie să fie unită. Noi am făcut acel acord în care încercăm să facem un sindicat majoritar, dar în primul rând am vrut să facem acea pace între sindicate, să nu ne mai atacăm unii pe alții și să reușim până la urmă ca liderii de sindicat să luptăm doar pentru oameni, nu pentru noi și pentru interesul celor din minerii și energie.
Am înțeles. Problema este, ne întoarcem la problema sindicatului majoritar. Dacă ar fi să veniți de aceeași parte a baricadei, ar fi mai bine pentru oamenii din minerit? Și vă întreb de la chestia asta că, în general, nu a fost niciodată o înțelegere perfectă între lideri și fiecare sindicalist, fiecare lider de sindicat a mai avut și interese. Aici este drama, domnule Șoam Mâncu. Nu, majoritatea liderilor de sindicat din sistemul vechi a avut interese. Deci eu vă spun că am fost singurul în care am spus-o. Să se termene odată cu afacerile societăților sindicatelor în minerit. Să se termene odată cu biletele de odihnă și tratament. Eu vreau să vă spun că sindicatele gestionau 400 de miliarde din complex, din fostele complexul actual. 400 de miliarde din toate unitățile le gestionau sindicatele. Știți cât cheltuim acum, cât am cheltuit pe bilete? 135 de miliarde. Păi diferența de la 135 până la 400 de miliarde. Unde erau acești bani? Erau în buzunarele liderilor de sindicat care gestionau aceste bilete. Bun, acum nici plecau mult mai mulți în concedii dintre mineri decât au plecat, să zicem, în 2014. Cel puțin asta e impresia mea, nu știu dacă... Nu, pe oamenii n-au mai plecat, sunt, nu, oamenii n-au mai plecat în concedii acum, tocmai pentru faptul că a fost o perioadă mai grea pentru complexul energetic Oltenia și nu s-a reușit vânzarea de energie, nu s-au dat anumite drepturi la timp. Și atunci oamenii, de având un suport material și chiar ne reușim să le dăm și premiile de vacanță și drepturile la timp, atunci a intrat într-o grijă și a zis, de ce să mai mă duc? Dar oricum, fondul s-a consumat și se consumă în continuare. Avem stațiunea Săcelul, care acolo minerii plătesc foarte puțin. Administrația încă plătește 65% din valoarea biletului, dar încă o dată vă spun, un bilet era până la 68 de milioane valoarea unui bilet de familist și acum nu depășește 24-27 de milioane. Faceți o diferență câți bani încasa mișcarea sindicală și ceea ce își permiteau unii lideri de sindicat. Am înțeles. Bun, a vorbit, deci e nevoie de un sindicat, că e majoritar, că nu, și e nevoie de sindicate cu siguranță pentru apărarea drepturilor salariale, de salariaților, mai ales că față de acum 2 ani, salariile din CO au scăzut. Au scăzut, pe de o parte, că situația complexului este cum este și lucrăm pe o piață de energie care a coborât foarte mult, pe de alta, se poate să, ca aceste drepturi să fi fost reduse, drepturile salariaților, mă refer ale liderilor sindicali, și datorită faptului că n-a mai drepturile fost acel liderilor de sindicat au dispărut. N-a mai fost, deci acel sindicat asta majoritar. Asta m-a mulțumit pe mine la cel puțin la conducerea complexului energetic Oltenia. Conducerea complexului energetic Oltenia a executat tot ceea ce era ilegal către organizațiile sindicale. Erau lideri de sindicat, inspector social, care aveau 230 de milioane pe lună. În ziua de astăzi nu se mai poate. Erau lideri de sindicat care aveau mașini de lux la dispoziție, 4.000 de kilometri plătiți de complex, mașină la dispoziție, reparația mașinii, telefoane mobile plătite de complex. Vreau să vă spun o chestiune. A scăzut salariile și din alte motive. Dacă luăm producția de energie vândută și producția de cărbune vândută, să zicem, nu există, eram totuși într-o situație bunișoară. Dar acum s-au adunat toate. S-au adunat datoriile din urmă, oalele sparte de către fostele conduceri, împrumuturile din bănci fără o justă justificare. Ei, când au văzut că se face complexul energetic Oltenia, acele tentative repetate de a crea această structură, toți directorii din termocentrale, de la SNRO, s-au apucat să ia credite bancare de pe care ar fi plătit nu știu cine, de unde să le plătim. Și aici avem multe datorii care le avem de plătit. Și cine să le plătească? Le plătim tot pe producție, le plătim. Complexul a ajuns să plătească toate datoriile de 6-7 ani în urmă. Sunt deplătite anumite litigii de muncă, sunt deplătit, am avut procesul cu eminențele mari inventatori care au luat miliarde din complexul energetic Oltenia. Vedeți dumneavoastră, sunt banii care i-am dat la fotbal nejustificat, care nu i-a mai recuperat complexul, pentru că nu se justifica să dăm 6 milioane de euro la fotbal pe vremea aia și inițial pe contractul colectiv de muncă noi trebuia să dăm bani în funcție de performanță. Și atâtea nereguli s-a întâmplat, acum trebuie să le plătim. Vaca de mulți minerit, care a mulțit-o toată lumea, la un moment dat n-a mai dat lapte, ăsta este realitatea. Noi trebuie să fim realiști. Ce s-a întâmplat în minerit și energie, noi plătim acum totul. Totul se plătește. Și aici, normal că a afectat minerii și energeticienii la drepturi. Și dacă nu
reușim să punem ordine în continuare, va fi și mai grav. Pentru faptul că, vedeți dumneavoastră, suntem 19.000 de salariați. Dacă nu vândem cel puțin 15.000-17.000 de teravați, s-a terminat. Am vândut 11.000 de teravați, 11.000 de oameni. E clar. Mergem pe teravați și mii de oameni. Și cât s-a vândut la acest moment? Din câte știu, oricum, suntem la vreo 11.000 și ceva, deci mai bine decât anul trecut. Mai dar bine nu suficient. Dar nu suficient, să sperăm că până la sfârșitul anului intrăm, merge bine, așa cum a mers și în a doua parte a anului trecut. Mai mult decât atâta, este în curs de derulare un contract de vânzare de cărbune către Serbia. Aici ar fi vorba de vreo 3 milioane de tone de cărbune, ar fi un lucru extraordinar, o gură de oxigen foarte mare pentru complexul energetic Oltenia, dacă am reușit să vândem acest cărbune, pentru că în Serbia s-a întâmplat niște nenorocini, urma inundațiilor, iau niște mine foarte pretențioase, nu ca la noi, sunt inundate complex și în vreo de ani de zile nu pot să le pună în funcțiune. Și atunci Serbia are nevoie de cărbunele nostru. Deci, dar și noi trebuie să fim... Să înțelegem și să fim receptivi la oferta celor din Serbia. Am înțeles. Deci faptul că pe de o parte, mai ales că vine o iarnă care nu se anunță foarte ușoară, aici automat rolul energiei pe cărbune va crește și e nevoie de energie termică până la urmă și din nou consum. Dacă mai vine și cărbunele ăsta, practic complexul ar avea șanse, să zicem așa, să se redreseze, pentru că la acest moment situația nu este foarte roză și am un mesaj aici în care cineva spune că să vă întrebăm care e situația cu terenurile pentru extinderea carierelor care n-au mai fost cumpărate în anul acesta. Știți ceva de acest gen? Probabil pentru extinderea carierelor, nu s-au mai cumpărat pământul acela de la oameni. Nu, deci complexul a avut intenții, investițiile în general, a avut intenții să cumpere cât mai mult teren pentru a nu mai fi blocați de către expropiați. Expropiația este dreptul lor, este dreptul lor de a fi despăgubiți, pentru că drama prin care trec acești oameni trebuie despăgubiți. Dar complexul a vrut să ia suprafețe de teren cât mai mari, pentru faptul ca să nu mai fie blocate carierele de aceste persoane care, dacă dinainte nu facem aceste investiții, nu se ocupă să despăgubească oamenii, e normal că ne blochează carierele. Dar aici a apărut un alt fenomen, a apărut Greenpeace-ul și ăștia au făcut niște contestații privitor la distrugerea mediului și așa mai departe, ecologiștii, care ne-a mai încurcat în extinderea acestor perimete minere. Au avut chiar niște meeting-uri pe la termocentrală. Am mai avut. Atunci poate că a fost justificat, pentru că nu se făcus acea de sulfurare și era necesară. Deci sunt niște chestiuni în care dacă noi nu reușim să ne luăm niște măsuri privitor la mediu, într-adevăr, acești oameni pot să ne încurce în activitatea noastră. Bun. Suntem într-o situație pe unde, deci, perspective ar fi pentru complexul energetic Oltenia. De fapt, trebuie să fie aceste perspective, pentru că întreaga economie a Gorjului depinde de acest colos energetic. Dumneavoastră, ca și sindicalist, reprezentanți, cum spuneam, membrii de sindicat, spuneți că sunt șanse, dar în același timp se tot vorbește în ultimile luni, bine, probabil și în context electoral, că se va renunța. Deci pentru 2015, deși a fost de mai multe ori, să zicem, contrazis asemenea idee, că ar putea urma disponibilizări în zona minieră în 2015. Ce știți din această perspectivă? Chiar întreba și un telespectator că de asta am... Eu v-am spus, dumneavoastră, deci noi depindem de teravați. Dacă vândem 15.000-16.000 de teravați, 15-16 teravați, noi atunci în situația menținem locurile de muncă. Nu vom vânde. Noi suntem, într-adevăr, avem o problemă, dar ne și încurcă. Avem datorii de recuperat. RAN, care acționar este statul, avem foarte mulți bani de recuperat de la ei. De la cei de la... Am văzut o cifră, 9.000 de miliarde datorii de recuperat. Da. Deci creanțe de recuperat. Vedeți dumneavoastră, noi dăm cărbune cetrelor din țară, dăm cărbune RAN-ului, dăm cărbune la cei de la Vâlcea, de la combinat. Și noi nu am mai primit banii. Statul este acționat. Statul trebuie să ne dea banii, e clar. Pentru faptul că dacă ar fi o altă firmă privată, am zice, bă, declari RAN, Drobeta, Tunul Severin, în insolvență în care este acționat statul și acolo s-au dat tunuri de către oamenii politici dinainte, de nimeni nu răspunde. Acolo procurorii din România trebuie să facă datoria.
Nu se poate să ajungă în insolvență RAN-ul, noi să nu ne recuperăm banii, iar câțiva politicieni să dea turnuri acolo de miliarde. Deci se cunoaște treaba asta. De asemenea, colegii sindicaliști de la RAN, acum în campania electorală, au ieșit în stradă, dar uite un aspect. Noi nu ne-am primit banii pe cărbune, ei la RAN, Drobeta, Turnul Severin, și-au primit banii pe societatea sindicatelor salariații din vreo an de zile fiind în insolvență. Deci au ocolit insolvența, au ocolit plata care era către unii debitori care trebuia să-i plătească și plătea prin societatea sindicatelor. S-au găsit să iese în stradă acum în campanie electorală. M-a deranjat și colegii din Valea Jiului care a ieșit tot acum. Și nu e momentul, eu vă spun sincer, eu ca și lider de sindicat, eu în campanie electorală eu n-aș ieși, pentru că politicienii întotdeauna vor spune că sunt adică de o parte sau vor promite eventual exact. Și nu... Nu, dar zice, ori ești de o parte a baricadei, ori ești nu știu cu cine sau cu... Deci nu e chestiunea de te ieși, ci din Valea Jiului a ieșit și câteva zile. Ceea ce încearcă cei din Valea Jiului, iar e îngrijorător pentru faptul că ei au cea mai scumpă energie, complexul energetic Hunedoara. Și noi avem de pierdut. Nu stau pe propriile picioare, deci dacă CEO-ul practic trăiește din ce produce... Da, dar mai grav este că au mai făcut o comandă complexul energetic Hunedoara în care aduce cărbune din afară. Deci aduce huilă din afară, contractul deja este perfectat. Și atunci liderul de sindicat din Valea Jiului aș întreba la ce mai ești tu și vrei drepturi când tu nu ești în stare să stopezi pe cei din complexul energetic Hunedoara să cumpere huilă? Stați, faceți-mă să înțeleg. Complexul Hunedoara cumpără cărbune din exteriorul țării? Da. Au un contract deja semnat. Păi stați, complexul Hunedoara are și mine, are și termocentrale. Dacă mi-aduc aminte, două termocentrale. Și cei din Valea Jiului nu pot să facă față la producția care au nevoie. Pentru că nu eu am închis sau eu am... Ca și la grupul de la Rovinari, vedeți dumneavoastră, statul român era obligat să retornizeze, să modernizeze grupul la Rovinari. Până la urmă, noi minerii și energeticienii, cine a profitat? Statul român, toată populația României, noi am ținut-o în spate. Deci, statul român ce a primit, pentru că din unitățile respective, cotă parte se duce către Ministerul Industriilor. Hai să fim serioși. Când aveam un profit înainte imens, 35% a plecat către Ministerul Industriilor. Păi, acei bani care i-am dat trebuie să se întoarcă înapoi să retehnizăm și să modernizăm. În Valea Jiului n-am mai modernizat și retehnizat absolut nimic. Absolut nimic. Din contră, au dat niște fonduri pentru infrastructură condiționată de închiderea 3 mine din Valea Jiului. 4 sunt rentabile, 3 nerentabile, condiționate de închidere pe alte fonduri de structurale. Da, e o situație foarte ciudată și spuneam, aceste datorii, aceste creanțe de recuperat, într-adevăr, e clar că afectează activitatea. Pe de o parte e vorba de Olchim, de zona Vâlcea și în care se vorbește că ar pleca, adică se tot încearcă, cel puțin din ce am văzut, să fie dată mina de la Berbești, cariera să meargă spre Vâlcea și cea de la Huznicioara să meargă spre RAN. Deci, practic, ar pleca și mineri, dar ar pleca și active din complexul energetic Oltea. Ce știți de această situație? Care mai este stadiul acestei? Bine, pleacă și active, pleacă și mineri. Deci, dar pleacă și mie pasive. Îmi pare rău de mineri, îmi pare rău și de active. Dar îmi pare rău în același timp și că datoria istorică se șterge. Deci, eu nu știu dacă noi mai vedem acele datorii. Spuneam, mare... Deci uneva... toți noi suntem cei care vom contribui la aceste ieșiri din sistem. Într-adevăr, ea trebuie să gestioneze partea de Vâlcea și Mehedințu, să-și ia partea de Mehedinți, dar n-aș fi, de exemplu, să se dea perimetru minor din zona Seciului. Un perimetru foarte bogat în zăcământ. Nu se știe cine rezervă viitorul și n-ar trebui ca cel puțin rezervele de cărbune din gor să fie înstrăinate. Și aveți informații că ăsta ar merge odată cu cariera de la Berbești, având în vedere că sunt în vecinătate. Eu am avut o discuție cu directorul general și am spus că cel puțin că ce rămâne în Gorj, chiar și utilajele de la Seciu, să nu fie date. Pentru că avem nevoie de piese de schimb sau să le conservăm, dar cei pe teritoriul județului Gorj nu trebuie străinat. Nici rezerva și nici activele. Deci viitorul complexului energetic, practic ar fi, complexul energetic Oltenia, ar fi totuși Gorjul. Adică să rămâne din punct de vedere energetic la nivelul capacităților energetice din Gorj și eventual Craiova, dar și acolo am văzut un nou departament care se creează de termoficare la nivelul complexului și urmând ca, din ce am înțeles, termocentrala de la Ișalnița, de la Craiova, să funcționeze sezonier.
Termocentrala de la Craiova merge foarte, foarte bine. După ce s-a pus o nouă conducere acolo, chiar a avut rezultate de invidiat. Deci merge bine. Dar ce suntem noi deficitari și conducerea complexului ar trebui să ia acest lucru în calcul. Dacă Craiova asigură agentul termic pentru un oraș așa de mare și totuși aduce niște beneficii, că nu s-au recuperat, și acolo sunt de recuperat niște bani. Drama este că populația a plătit în Craiova. Iar societatea de acolo, de termoficare care a fost, a dus-o la pierde făcând alte cheltuieli. Și revin la acest agent termic care spuneți dumneavoastră, este crimă și turceni și rovinari să avem agent termic, să-l aruncăm pe jiu sau să-l lăsăm să se răcească apa și toate zonele de aici ar avea posibilitatea să fie încălzite cu un preț mai mic și cu un profit imens pentru complex. Nu poți să ții asemenea termocentrale atât de mari și noi să nu valorificăm agentul termic care îi dă drumul pe jiu. Și cum ar putea fi făcut acest lucru? Foarte simplu. O instalație făcută la termocentrala Rovinari și extinsă termoficarea. Termoficarea veche era făcută haotic, n-a fost făcută gândită. Dar acum există tehnologie, există conductă, numai se bagă țevi, că înainte se spărgea țevile prin pământ, știți, pe timpul lui Ceaușescu și erau avarii. Și puteam să gândim pentru orașele minere, pentru localitățile mari, agent termic de la termocentrală care noi îl pierdem în van și am avea un câștig. Care ar fi situația la Rovinari, având în vedere că dumneavoastră și locuiți în zonă, care ar fi situația la Rovinari din acest punct de vedere? Pentru că, cum e Târgu Jiu, foarte mulți târgujeni și-au pus centrale, deci practic de apartament, practic n-ar avea nevoie, să zicem, de o asemenea variantă. Care e situația la Rovinari? Dacă cineva ar face un studiu cât plătesc oamenii la gaze sau cei care folosesc căldură pe energie, e un dezastru. Pe un agent termic i-a costat la jumate. Mai mult decât atât, a fi un profit imens pentru complex. La termocentrala Rovinari a existat o instalație de acest gen, perimată, depășită, cum v-am spus, dar se putea pune în funcțiune ca cel puțin orașul. Motru a modernizat oata Motru și acum, datorită primarului de acolo, oata Motru dă agent termic la un preț destul de bun pentru Motru și se încălzește foarte bine. Nu putem sta cu Târcenii și Rovinariu și să aruncăm agentul termic pe jiu. Deci e o chestiune de viitor în care noi trebuie să valorificăm și acest lucru. Da, mărturisesc că un asemenea proiect e prima dată când îl aud de la dumneavoastră, n-am auzit până acum. De fapt, pe oficial nu i-am auzit. Cred că ar trebui să ia în calcul o asemenea variantă. Cum spuneați dumneavoastră, sunt și alte variante. Iată, vine exportul mai întâi de cărbune. Exista și o variantă a acelui cablu submarin care ar fi dus energia spre Turcia sau unde da, mergea. Este cerere ar fi de dus, energie. Dar ar fi este dus producția noastră energie, spre... Dar da. Eu știu că deja s-a lucrat și deja s-a concretizat anumite rețele în Europa în care, într-adevăr, noi avem o energie ieftină. Dar în calea noastră se află băieții deștepți. În afară ei au porțile deschise prin prisma afacerilor lor, prin nu știu ce. Ei ia energie de la noi și o vând în afară. Și poate sunt firme cu băieți deștepți care are o firmă de apartament, ia energie de la noi și o vând în afară. Tocmai de asta, iarăși am apreciat lucrul ăsta că se încearcă să facă o firmă a complexului energetic Oltenia în care putem să ne vândem energia către unde vrem noi, fără a mai avea în fața noastră băieții deștepți din energie. Bine, dacă ați tot ați deschis această, să spunem așa, discuție cu băieții deștepți, știți că acum vreo 2 ani și ceva era un merit imens faptul că am scos băieții deștepți din nu, băieții deștepți n-au dispărut. Aici e problema. S-au schimbat la față. Aici e problema, da. Că nici n-au dispărut, dar a dispărut, să spunem așa, cantitățile foarte mari de energie care le vindeam, să zicem, în 2012 și mai puțin în 2013. Domnul Șomăcu, unii s-au supărat și s-au retras și ne-au lăsat în stand-by pentru a profita. În concubinaș cu băieții deștepți din energie este fondul proprietatea și ANR-ul. În ANR sunt oameni vechi care au tot interese cu băieții deștepți, ei favorizează pe băieții deștepți, de-aia noi am ajuns la un moment dat pe piața de energie să vândem cu un leu megavatul la prețul de vârf. Acest ANR nici n-ar trebui să mai existe. Deci un leu megavatul în condiții în care noi îl producem la 200 și ceva, sau 100. Nu, îl produce și mai puțin. La Rovinari îl producem și cu 180 și cu 165. Dar deci, oricum e o diferență da, enormă. Noi avem un preț bun, cât de cât, comparativ cu complexul energetic Hunedoara. Sunt alte condiții acolo.
Dar acești băieți deștepți sunt favorizați tocmai pe piața energiei. Acum, din nou, mai este un proiect al Complexului Energetic Oltenia în care să dea Dumnezeu să se concretizeze. Să vândem noi energeticienii și minerii, să vândem energie către populație, populația județului Gorj. Ce 19.000 de salariați ai noștri. Să iau o energie mai ieftină și noi să fim aceia care o vindem energia. Pentru că prețul se încarcă la populație enorm de mult. Față de ce pleacă de la noi, dacă luăm în calcul prețul care ajunge la noi, deja... Există chiar, da, astăzi a apărut pe Iulian Iancu, șeful Comisiei de Cercetare a Comisiei Economice, cred că din Camera Deputaților, spune ceva de faptul, da, 36-40% este încărcat acest preț de cheltuieli inutile. Și de ce n-ar putea ca minerii, 19.000 de mineri și energeticienii, să-și ia energia la un preț foarte mic cu familii, cu toate. De ce n-ar putea primăriile din județul Gorj? Primăriile din județul Gorj, majoritatea primesc fonduri din Complexul Energetic Oltenia. Hai să fim serioși. Primăriile mari, de primării care au fonduri, toate vin de la Complexul Energetic Oltenia și carierele de pe localitățile respective, cu impozite pe clădiri, pe terenuri și așa mai departe, n-ar putea primăria să facă o compensare. Pentru că noi tot îi dăm bani, îi dăm energie mult mai ieftină și nu mai ia de la CEZ, care umflă prețul, și mult mai rentabil și pentru primar și pentru noi în relația cu el. E o idee, dar iată, deci dumneavoastră ca sindicate care aveți în primul rând să apărați interesele salariaților, veniți și cu soluții pentru partea managerială și din acest punct de vedere cred că ar trebui de luat în seamă asemenea. Nu, ca domnul Ciorel spunea, zice, domnule, o să plătesc agent de vânzări. Păi, eu i-aș solicita la ideile mele să mă plătească agent de vânzări. Eu nu-s plătit de complex, eu-s plătit de sindicat. Dar în binele complexului întotdeauna mă interesează, că de-aia am și zis și am făcut această provocare care alții o speculează. Eu l-am chemat și pe oamenii lui Condescu, care mai sunt pe acolo, și pe oamenii lui PISC, să facem front comun și să mergem peste ANR. Va trece campania electorală. După data de 16, public o spun. Nu trebuie să plecăm din fața ANR-ului până rezolvăm problema complexului energetic Oltenia. Deci nu trebuie să plecăm. Iar vom lua legătura și cu, să vedem ce se va întâmpla. Cu suntem noul în președinte, da, cu nu știm noul cine premier. Va fi, da. Dar trebuie să ia măsuri cu ANR-ul. Deci nu putem să ne permitem să riscăm, să punem în pericol locurile de muncă pentru niște indivizi care favorizează sau fondul proprietatea. Domnul Șomâncu, eu pot să zică ce ar zice. Fondul proprietatea de niște jmecherași. Niște jmecherași care a ajuns în Complexul Energetic Oltenia să fie consultați în tot ceea ce facem și au 27% acțiuni în complex, de unde au acțiunile? Au acțiunile oamenilor care au fost afectați, inclusiv din zona noastră. Și să vină cu un capital străin și să vii să dictezi și să încerci mai mult să ne încurci decât să ne ajuți, asta este regretabil. Dar trebuie să punem piciorul în prag, să stopăm și în fundul proprietatea ceea ce face și ANR-ul care ne discriminează efectiv și ne pune în pericol. Da, fără să știu, într-o altă emisiune care realizez la acest post de televiziune, am adus în discuție această situație a fondului proprietatea, care face, deși este unul dintre proprietari, are 21% din Complexul Energetic Oltenia, face reguli anti-CO, anti-interese CO. Mergem mai departe, avem câteva mesaje, vă citesc unul dintre ele și se leagă de partea sindicală și poate ne și răspundeți. Bună seara, îl respect pe domnul Crețan ca șef de sindicat. Am o întrebare. Câte sindicate se mai înființează în CEO când noi avem condiții mizere în timpul serviciului? Nu fac nimic pentru mineri. O seară bună. Nu, dumneavoastră are dreptate. Este pentru prima dată când liderii de sindicat, de vreo 2 ani de zile când am ieșit din închisoare, a început să lucreze. Un coleg de-al meu din zona Jilț a și spus-o. Dacă nu venea Crețan, poate noi nu ne aduceam aminte să mai ieșim la oameni. În momentul când am creat structurile independente și m-am dus în mijlocul oamenilor, domnul Șomâncu, eu am plecat de la zero. Și am creat structuri sindicale, munca lui Crețan, nu m-a ajutat nici administrația, nici politicul, nici nimeni. Am reușit să fac structuri sindicale și am coborât la oameni. În momentul când am coborât la oameni, liderii care sunt mai vechi, cu stagii vechi, s-au adus aminte că trebuie să coboare la oameni, de teama lui Crețan. Deci eu am bulversat sistemul sindical. Era nevoie, încă o dată vă spun, sincer vă spun. Nu mai acceptam baronii sindicali cu asemenea câștiguri. Nu mai acceptam neregulile din mișcarea sindicală. Nu mai vorbim de patrimoniu, care... O să vin cu noastră la o emisiune și să vă explic chestiunea de patrimoniu.
apartamentele minerilor din București, care era ale noastre, ale sindicatelor, și le-au însușit niște lideri de sticași și sunt proprietari de drept. Nu mai discutăm de ce s-a întâmplat cu stațiunile. Avem în stațiuni hoteluri care au fost înstrăinate de lideri de sindicat. Aceste hoteluri este munca întregului popor român. Întregului popor român, vă repet, a fost dat în administrare după Revoluție CNSR Frăția. În administrare ei l-au înstrăinat. Mai mult decât atâta. A avut 7.600.000 de dolari în conturi. Banca comercială de, Banca Română de Comerț Exterior, acei bani, lideri de sindicat din Marele Confederații au împărțit între ei. Și este munca noastră. Și a 7 milioane de oameni. Dosare, cum vedem Microsoft-ul, EADS-ul și toate celelalte noastre. Părerea mea că avem niște documente și ni s-a răspuns. Guvernul României nu-și asumă răspunderea înstrăirii patrimoniului. Direcția Națională Anticorupție spune că patrimoniul aparține fostului UGSR. UGSR-ul este ca și sindicat, ca și confederație recunoscută în România și va fi un scandal monstru după alegeri în care se va încerca recuperarea patrimoniului. 7 milioane de oameni au contribuit pentru acel patrimoniu. Din 7 milioane de oameni mai sunt 2.500.000 care sunt activi. Iar restul sunt pensionari și este dreptul lor să aibă acces la patrimoniul muncit de noi. Deci, dragi telespectatori, în exclusivitate aflăm aici un nou dosar care s-ar putea să apară după alegeri și acela al patrimoniului sindical. S-a vorbit de mai multe ori, periodic se revine asupra acestui subiect, dar nu se face nimic. Iată că acum tot, să zicem, organele de anchetă sunt mult mai deschise către aceste dosare, către aceste furturi care s-au produs în ultimii ani, așa că așteptăm să vedem dacă se va... Eu vă propun, dumneavoastră, să venim cu documente și o să vă arăt ce s-a întâmplat. O să vă arăt penibil, avocatul poporului, Ciorbea. Îi făcea reclamație lui Mitrea. Ciorbea, care atunci era lider sindical, CSDR. Că a luat mai mult decât el 400 de euro și făcea sesizare să blocheze conturile. Deci ei n-avea dreptul să împartă acei bani. Încă o dată vă spun, patrimoniul UGSR-ului este enorm de mult și a muncit-o poporul român pe el. Patrimoniul tineretului. Este o chestiune care nu am abordat-o până acum, de cel puțin. Eu nu voi avea liniște până când nu văd patrimoniul să revină acelor oameni care au contribuit. Toți am contribuit, domnul Șomâncu. Toți care avem peste 40 și ceva de ani au contribuit la acel patrimoniu. Niște șmecheri sindicali să vândă hoteluri, să vândă stațiuni, să vândă tot ce au vrut ei, este inadmis. Și casele de cultură să ajungă în păragină sau să ajungă să fie în insolvență pe o asociație a caselor de cultură care este o făcătură. Și asta sunt multe, avem multe de discutat pe această temă. Un alt mesaj, mulțumim domnule Crețan că sunteți alături de noi, dar cum vă dați mâna cu sindicatele lui Condescu la Gorj? Nu dau mâna cu niciun lider de sindicat de la Condescu. Mișcarea sindicală fără Condescu, fără Rușeț, fără Căldărușe, fără alți oameni care sunt compromiși, are succes de viitor. Până la urmă, eu v-am spus-o și la colegii dumneavoastră și la alte posturi de televiziune. Sunt pentru a se face alegeri ca minerii să-și aleagă oameni care se reprezintă cu adevărat și eu mă retrag cu mare plăcere, dar acest dinozaur trebuie să părăsească teatrul sindical. Deci trebuie să părăsească teatrul sindical. Cei care și-au bătut joc de oameni, cei care au fost în sindicate pentru interesele personale, n-au ce să conducă oamenii. Este o ambiție a mea personală. Pentru că eu am suferit și am stat în închisoare, că am fost alături de mineri, și ei au ajuns super bogați, super avuți pe spatele oamenilor. Și doresc dreptate, altceva nu doresc nimic. Da, vă mai întreabă cineva cum, care este viitorul mișcării sindicale în general și minerit în special atât timp cât managerul general își pune liderii de sindicat? Nu e treaba managerului general să își pună liderii de sindicat. Și nu este corect. Deci noi trebuie să avem, până la urmă trebuie să fim doi parteneri care să ne respectăm. Și dumnealor să ne respecte pe noi și noi pe dumnealor. Dar până a spune că sindicatul este al directorului și asta e departe. Sunt oameni care au tendințe de acest gen. Sunt oameni care știți și dumneavoastră, din lider de sindicat a ajuns director. Din director a ajuns lider de sindicat. Eu nu, au ajuns parlamentari, au ajuns miniștri. Nu înțeleg lucrul ăsta. Cum e posibil? Lider de sindicat a ajuns director. Când nu mai ești director, vii lider de sindicat. Când nu mai ești lider de sindicat, te duci parlamentar. Când vii din parlamentar, ajungi lider de sindicat. Oamenii ăștia dorm în cizme. Decât să dai 20 de pâini, deci dau 20 de lei cotizație pe lună.
la un om care te vânde, mai bine le recomand să stea nemembri de sindicat. Să nu plătească niciun fel de cotizație, că oricum beneficiază de contractul colectiv de muncă, fără a-și plăti acel individ care nu-i apără interesele. Da, vreau să vă spun că chiar a stârnit destul de mare interes discuția noastră. Printre altele, vă întreabă cineva ce drepturi vor câștiga minerii la acest sfârșit de an, pentru că apar informații contradictorii în presa din ultimile zile. Deci, tot ce este dreptul la sfârșit de an este condiționat de contractul colectiv de muncă. Și de performanță. Și de contractul de performanță. Părerea mea că dacă vom vânde acel cărbune, dacă vom mai vânde teravații, oamenii își vor primi drepturile contractuale. Deci, să înțelegem, e vorba de prime, nu de să, că salariile se ia. Da, deci e vorba de acele prime de sfârșit de an, murături. Prime de sfârșit de an și anul trecut. Sau, nu, da. Murături nu mai există. Nu. Eu părerea mea că din... Sau acum se numea de por. Da, de... economia, nici nu trebuie să-i mai dăm această interpretare. Economia la fondul de salarii și dacă vom merge bine, eu zic că drepturile minerilor și energicienilor vor fi asigurate. Să dea Dumnezeu să mergem bine. Să facem și în contractul cu sârbii, să vândem energie în continuare. Liderii de sindicat n-au voie să plece din București până când nu se rezolvă problema ANRE-ului. Trebuie să intrăm într-o luptă și cu Frontul Proprietatea, pentru că dacă nu luptăm noi, nu o să ducă nici directorii generali, nici directorii să se ia de piept cu cei de la ANRE sau cei de la guvernare. Dar să știți că e o problemă legată de ANRE, în sensul că există o poziție a Comisiei Europene în care a condamnat declarații ale unor oameni politici anti-ANRE, antipolitic ANRE, intervenții ale parlamentarilor de gor sau altceva de acest gen. Nu, de acord. Vedeți dumneavoastră, cei de la ANRE au fost pus pe criterii politice și n-au fost schimbați. Este o greșeală. Pentru faptul că dacă întotdeauna ei cu bagaje și muniții, când se schimbă politicul și-a pus propriilor oameni. Ăștia a rămas acolo și încă o dată vă spun, ANRE-ul nu lucrează corect și cinstit. Sunt pe mână cu băieții deștepți, clar. Și aia e și interesul. Și atunci, hai să punem niște oameni competenți acolo care să nu le dăm tentă politică, dar să fie corecți. Să fie corecți. Nu poate pe noi să ne sacrifice pentru toată economia românească. Pe noi, minerii și energeticienii. Păi, asta vă și întrebam încă de la începutul emisiunii, faptul că ce s-a întâmplat în sensul, deci după 2012, când erau bani, se furau, a spus dumneavoastră mai devreme, aveau și liderii sindicali de luau de nu se poate, se dădeau, să zicem, și prime, existau și echipe, bani nu, pentru acelea, sport când și a mers, când a mers foarte bine, a fost un dar al lui Dumnezeu, nu. Pe de asta zic, deci atunci nu, erau foarte fost, mult. Nu a fost oameni mai buni la conducere. Atunci a avut mult și au furat mult. Da, pe de asta zic. Mare diferență. Era toate chestiile acestea și acum, dintr-o dată, după 2012, n-a mers hidro și atunci, în condițiile alea, noi am mers foarte, foarte bine. Deci, întotdeauna noi depindem și de aceste chestiuni. Dacă este o secetă foarte pronunțată sau dacă este o iarnă foarte grea, pe noi ne favorizează. Dar fără noi nu se poate. Deci, fără noi nu se poate. Deci, orice am încercat, orice sursă de energie în România, fără a noastră nu se poate, dar nici nu poate să ne oprească în fiecare seară sau în fiecare minut, oprește rovinariu, că pe noi ne costă enorm de mult, miliarde ne costă să pornim din nou și să pornești din nou, da. Că vrea cel de la București, oprește că îl ba pe ăla din piața de energie verde, care o plătesc și eu și dumneavoastră. Greșeala noastră este că fosta guvernare, când Uniunea Europeană i-a impus 20%, energie verde, noi am acceptat 24%. Mai mult decât atâta, energie verde era și hidro. Și dacă cineva din oamenii politici se bătea, spunea să spună, domnule, România are energie verde. Ce? Are hidro. Da. Problema e alta. Cum vedeți situația în condițiile în care, la nivel european, marile există complexe energetice, e adevărat, mai mici decât cu este al nostru de aici, de la Gorj, și de câteva mii de oameni, dar au capacități, în general, combină. Deci un mixt între energie termică, singurul între lider apă, de sindicat între... din Oltenia, care m-am opus în înființării complexului energetic Oltenia. Singurul lider. În formula asta sau sau în formula asta. Și am mers din proces în proces și nu i-am lăsat să se înființeze. Știm procesele, da. Bun. Atunci, colegii mei sindicaliști, haini ăștia care sperau și visau miere și lapte pe toate drumurile că se va înfuța complexul energetic Oltenia, ei au fost de partea guvernului României împotriva lui Crețan. Cu Crețan nu nimeni, domnule. Era un simplu om cu cabinete de avocatură plătite de mamă, că trebuia să vină mare cabinet de avocatură împotriva unui om simplu Crețan.
cu liderii de sindicat, cu intervenții în numele sindicatelor și ale directorilor de fiecare unitate. Și Rovinariu, și Turceni, și SNL-ul, toți directorii am primit acasă colete de intervenții care abia mi le aducea poștașul. Dar nu m-am lăsat și n-am vrut să facem în orice condiții complexul. Eu am pus și condiții. Am avut întâlnirea cu miniștrii de pe timpul Boc, care s-au schimbat repetat, când unul, când celălalt. Și n-am cedat pe chestia asta pentru faptul că știam ce se întâmplă. Că am cerut să fie în sistemul nostru și Hidro, și nu s-a concretizat nici treaba asta, am cerut să fie sediul în Gorj, prima dată l-a dus la Turceni, pe urmă l-a dus la Târgu Jiu. A fost ce și greu o chestie, a fost, foarte ce greu a fost și asta, da? Și eu am renunțat la acest lucru pe ultima 100 de metri. Știam problemele din SNL-o. SNL-ul, oamenii aveau, eu vă spuneam dumneavoastră public, la ziariști, diferă salariile. Oamenii de la Turceni, din complexul Turceni, avea cu 10 milioane mai mult decât cei la Rovinari. Cei de la Rovinari avea mai mult cu 5 milioane față de ceilalți. Cei mai vitreziști erau din SNL-ul. În momentul când am negociat contractul colectiv de muncă, tot fondul de salarii care trebuia să-l dăm plus la oameni, a trebuit să reglăm salariile din SNL-ul. Pentru că și oamenii aici acum au drepturi egale cu noi. Dar oricum, lucrurile s-au mai legat. Din nefericire, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Să știți că ar fi multe alte probleme. Cu siguranță o să vă mai invităm să dezbatem și aceste lucruri. Vă mulțumesc și aș vrea să abordăm problema după aceea cu patrimoniul. Și poate cu patrimoniul sindical. Și să treacă și campania electorală, pentru că nu putem face referiri politice, pentru că să-i lăsăm pe politicieni să bată. Deci... menirea noastră nu este să ne băgăm, eu le-am și spus la oameni să voteze cum le dictează conștiința, dar după ce campania electorală putem discuta și alte aspecte, pentru că și oamenii politici au și vina lor că nu ne ajută în situația complexului. A fost emisiunea Viața Gorjului, a fost invitat domnul Constantin Crețan, președintele sindicatului Lignitul Oltenia. Mulțumim pentru atenție, la revedere!